A fost din nou un weekend aglomerat pentru polițiștii de la rutieră. Oamenii legii aflați la datorie pe principalele artere rutiere din județ au reușit să prindă mai mulți șoferi care fie nu aveau permis de conducere, fie au urcat la volan după ce au consumat alcool. Este și cazul unui bărbat în vârstă de 29 de ani care a fost prins de oamenii legii conducând sub influența băuturilor alcoolice în stațiunea Costinești. Duminică 16 iulie, la ora 9, un echipaj de jandarmerie care se afla în misiune de asigurare a ordinii și siguranței publice în stațiunea Costinești, în apropierea teatrului de vară, a observat un autoturism înmatriculat în Spania care se deplasa șerpuind pe drumul care merge pe lângă calea ferată spre parcarea aflată în imediată apropierea teatrului. Autovehiculul condus de un tânăr a intrat în parcarea teatrului de vară, trecând peste borduri și ulterior, deplasându-se în mod haotic din bordură în bordură. Duminică dimineață, un echipaj de jandarmerie care se afla în misiunea de asigurare ordinii și siguranței publice în stațiunea Costinești, în apropierea teatrului de vară, a observat un autoturism marca BMW înmatriculat în Spania, care se deplasa șerpuind pe drumul care leagă calea ferată spre parcarea aflată în imediată apropierea teatrului. Autovehicul condus de un tânăr a intrat în parcarea teatrului de vară, trecând peste borduri și ulterior deplasându-se în mod haotic din bordură în bordură. Șoferul a fost omat de oprească, iar autoturismul a fost blocat de autoritatea jandarmeriei. Șoferul, împreună cu cel din dreapta, au coborât din mașină, vorbind incoerent și fără noimă. După câteva minute, șoferul, care emana un puternic miros de alcool, a putut să răspunde cu greu întrebărilor jandarmilor. Militarii au solicitat un echipaj din cadrul poliției Costinești, care a venit la fața locului cu un aparat epilotest. Conducătorul auto a refuzat testarea și a fost condus de un echipaj mic poliției și jandarmi pentru recoltarea probelor biologice la Spitalul Municipal Mangalia. Tot în weekend, polițiștii constanțeni au mai depistat 3 conducători auto care nu posedau permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar alți 6 șoferi au fost descoperiți de oamenii legii, conducând sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii din cadrul serviciului rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au continuat în weekendul recent încheiat acțiunile de prevenire și combatere a conducătorilor auto care se urcă la volanul autoturismelor, fie sub influența alcoolului, fie sub influența substanțelor cu efect psihoactiv. Astfel, în urma unor acțiuni care au avut loc pe întreg județul Constanța, au fost identificați în trafic 2 conducători auto din apropierea municipiului Megidia, unul dintre ei fiind depistat pe Bulevardul Independenței, conducând un autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, tânărul fiind în vârstă de 32 de ani, cu domiciliu în localitatea Siliștea, iar al doilea tânăr, în vârstă de 30 de ani, de asemenea domiciliat în localitatea Siliștea, a fost depistat în centrul comunei Tortoman, de asemenea conducând un autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, foarte mulți șoferi, printre care și turiști, au fost depistați sub influența băuturilor alcoolice în localitățile din apropierea frontierei cu Republica Bulgaria. Vorbim de localitatea 2 Mai și localitatea Neptun, dar și localitatea Limanu, acolo unde numai puțin de 6 conducători auto au fost depistați cu o concentrație de alcool mai mult decât cea prevăzută pentru o simplă contravenție, în cauză fiind întocmite dosare penale. Facem un apel încă o dată la toți conducătorii auto să evite să urce la volanul autoturismelor proprietate personală dacă sunt sub influența băuturilor alcoolice, pentru că pot produce accidente foarte grave și astfel vor fi trași la răspundere penală. Sunt situații în care foarte multe din accidentele care se întâmplă au la bază conducerea sub influența alcoolului, fiind una dintre principalele cauze
ale producerii accidentelor grave și foarte grave pe raza județului Constanța. Pentru un drum în siguranță, polițiștii constanțeni recomandă șoferilor ca înainte de a pleca la drum să se odihnească cel puțin 8 ore și să facă pauză la fiecare 2 ore sau 160 de kilometri.